Sare și câștigă duelul Luca Manolache, 18 ani pentru acest jucător. Vlad Bogdan a fost la minge cu Audio, o fază frumoasă pentru Metalo Globus și o centrare bună a lui Audio, jucător din coasta de Firde, și acum un șut pe lângă poarta lui Popescu. Cred că Vlad Bogdan cel care a șutat. Ma fa che cazzo va fare presi di Oporti? Non mi sopporto, io mi sono bloccato. Bate Fedele pe jos, mingea se duce pe poartă, nu prinde Gavilaș balonul. Nu a fost însă un jucător al Chindie pe fază să trimită în poartă. Romeo la Matiș în centru. Matiș, mijlocaș defensiv cu număr de 10. Acum Gavrilaș scapă balonul. Mingea aproape să fie reluată, cred, de moldoveanu spre poartă. Scăpat balonul în fața unui jucător de la Chindia. Metalo Globus atacă în partea stângă. Huiban reprimește în care o minge șutată, șansă mare pentru Metalo Globus. Fază bună pentru oaspeți. Ce bine a mers, au mers pasele celor de la Metalo Globus. Aici este cartonaș galben și are cartonaș galben Romeo. Ce prostie din partea lui Romeo. S-a agățat de adversar. Degeaba protestează jucătorii Chindiei. Fault clar. Minge centrată de Neacșu. Liș pune corpul foarte bine și recuperează balonul. Șutează în fața porții, șutează pe poartă. Dar șut destul de slab. Ce bine a pus corpul Liș.